Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, înainte să trecem la joacă, vreau să vă spun de firma de hosting Fireshield. Este firma care îmi găzduiește și mie serverul de CSGO și este o firmă super, super bună, adică gândiți-vă că a ținut și 60 de player pe CSGO fără să fie lag pe server sau fără să fie instabilități și chestii de genul. Mi se pare super, super șmecheră firma aceasta de hosting, deoarece au hosturi care încep de la 5 euro pe lună cu specificații destul de decente și mai oferă și un trial gratuit de 7 zile, adică puteți să aveți serverul vostru de CSGO timp de 7 zile gratuit, ceea ce mi se pare o chestie super, super șmecheră. Și au mult mai multe, poți să-ți iei și VPS-uri de la ei și domenii, etc, etc. Nu uitați, acolo aveți link în descriere și în primul comentariu. Hai să trecem la joc, bă băieți. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod mai special, unde o să vă dau 5 sfaturi foarte, foarte importante care vă vor ajuta pe viitor dacă o să vreți să vă apucați de cheating sau o să vă ajute în momentul de față dacă jucați cu coduri pe un cont la care chiar țineți și nu vreți să-l banați. Dați și voi acolo un like să facem 1000 de like-uri la acest episod. Astea sunt comentariile din episodul trecut. Nu am pus chiar așa de multe deoarece asta este un episod mai scurt unde vreau doar să vă dau câteva informații. Nu este neapărat un episod în care o să jucăm ceva, deci n-am pus vreo 10-15 comentarii maxim. Da, deci o să începem cu primul sfat pe care eu pot să vi-l dau și chiar m-a ajutat și pe mine. Sunt achizițiile în joc. Deci dacă aveți un cont main pe care chiar nu vreți să-l banați, este recomandat să aveți și niște achiziții, cum ar fi, nu știu, o operațiune cumpărată, niște skin-uri, ceva. Astea vă îmbunătățesc foarte, foarte mult transfectorul. Gândiți-vă că eu, contul pe care joc acum, contul meu main, este un cont vechi, cred că are o lună, aproape două luni, deci nu este un cont cu vechime, nu are service medal, nu are loyalty, deci nu are absolut nimic. Dar faptul că am cumpărat acele skin-uri m-au ajutat foarte, foarte mult. Ați văzut și voi de ce oameni dau matchmaking, dau numai de oameni care au 7-8000 de ore, care joacă bine, nu dau de codați, deci dau de oameni super de treabă. Asta este unul din factorii care mi-au influențat mie contul să aibă un transfector verde. Al doilea sfat ar fi să aveți cât mai puține reporturi, la modul că, nu știu, dacă intrați într-un match și v-ați dau mai multe reporturi, este recomandat să stați măcar 2-3 zile cu contul pe tușă, să zic așa, adică să nu mai jucați cu el, pentru că dacă strângeți foarte, foarte multe reporturi într-o perioadă scurtă de timp, sunt șanse să vă scadă din transfector. Nu este 100%, na, adică nu vă gândiți acum că gata, v-a dat cineva report, aveți transfector roșu, vă faceți alcool. Nu, dar nu este recomandat nici să luați, nu știu, 20 de reporturi pe zi. Asta chiar în timp, nu știu, într-o săptămână sau două, vă poate influența foarte, foarte negativ transfectorul. Al treilea sfat ar fi să aveți multe ore pe cont. Ați văzut că eu pe toate conturile pe care băgam cituri aveam 2-3000 de ore, am avut și un cont cu 4000 de ore pe care băgam cituri. Vă ajută foarte mult chestia asta pentru că până la urmă transfectorul ăla este un sistem automat făcut de cei de la Valve, care vede, bă frate, uite, ăsta are multe ore, are skin-uri cumpărate, are multe ore jucate, are win-uri multe, are toate chestiile astea pe cont, nu cred că și-ar băga cituri pe cont. Practic transfectorul ăsta este făcut ca să te diferențieze de jucătorii care ar fi suspecți de coduri, pentru că dacă ai un transfector mai bun, sunt șanse mai mici să intri la Overwatch. Adică uite, de exemplu, tu și încă unul băgați coduri, tu ai un transfector verde, el are transfectorul roșu, vă luați același număr de reporturi, nu știu, luați amândoi 20 de reporturi într-o zi, pe cine credeți că o să bage prima dată la Overwatch? Cine o să aibă prioritate la Overwatch? Tu cu skin-uri, cu ore multe, cu un cont vechi, cu toate chestiile astea, sau ăla care are transfector roșu, are 5 ore și efectiv nu are nimic pe cont? Vă dați seama că ăla, și cam la asta vă ajută transfectorul mai pe scurt, așa mai... Orele multe practic puteți să le faceți ori lăsându-vă CSGO-ul deschis, pur și simplu lăsați calculatorul peste noapte, nu se întâmplă nimic, adică în afară de faptul că o să vă consume curent, și credeți-mă, nu consumă foarte mult curent, adică eu îmi las calculatorul pornit aproape 24/24 și credeți-mă că nu se simte la factura de la curent, bănuiesc. Sau puteți să intrați pe... Sunt foarte multe site-uri care oferă boosturi contra preț, sau sunt unele care oferă boosturi de ore gratis. Este un site Free Hour Boost sau ceva de genul. Căutați efectiv pe Google Free Hour Boost, vă faceți un cont acolo, o să trebuiască să urmați pașii de acolo și o să faceți foarte, foarte multe ore. Mi se pare că este un trial de 100 de ore, dar trialul ăla poate fi resetat la fiecare 100 de ore. Adică v-ați boostat 100 de ore pe cont, ați făcut 100 de ore, resetat și mai faceți tot 100 de ore și tot așa până aveți 5000 de ore pe cont. Deci este foarte, foarte ușor, poate o să fac pe viitor și un tutorial pentru site-ul acela. Al patrulea sfat pe care aș putea să vi-l dau este să jucați numai cu cituri premium. Adică nu vă gândiți că dacă aveți un cont bun și aveți transfector bun, dacă vă băgați un cod gratis o să faceți ceva. Nu. Codurile gratis majoritatea sunt detectabile sau pot deveni detectabile. De exemplu, aveam foarte, foarte mulți prieteni care acum 2-3 luni ziceau: "Ce, mă frate, OTC V3-ul? Păi joc de 2-3 săptămâni cu el, joc de o lună cu el, nu mi-am luat fagban, frate. Crede-mă, nu e detectabil." Și foarte multe comentarii am văzut în genul ăsta. Îmi ziceau foarte, foarte mulți abonați: "Bă frate, eu joc OTC-ul de 3-4 luni și nu am luat vagban."
ban. Ei bine, acum o săptămână sau două când a fost VAC-ul și au luat cam toți care au jucat cu cheaturile gratis VAC-ban. Deci, într-un final, tot vă luați VAC-ban cu cheaturile free. Eu nu am luat, de exemplu, pe conturile pe care am jucat cu cheaturi premium, nu mi-am luat VAC-ban. Eu acum, nu știu, recomandarea mea personală ar fi să jucați cu cheaturi precum, nu știu, Exitium, Unity. Nu prea mai e bun Unity, adică a fost detectat, nu știu ce să zic. Unity nu aș mai putea recomanda, aș putea juca cu Exitium, Novihex, multe cheaturi de genul, doar trebuie să vă uitați la videoclipurile mele sau ale altor youtuberi din România care vedeți că sunt și sunt ok și știu despre ce vorbesc în videoclipuri și puteți să luați de acolo. Uite, mai sunt Ghost Gamer, Sky, tot ăștia care joacă cu cheaturi decente și puteți să-i urmați și pe ei, părerea mea. Și al cincelea sfat ar fi să jucați numai cu oameni care au transfector bun. Adică dacă voi aveți transfector verde și jucați cu un prieten de al vostru care are transfector roșu, sunt șanse foarte, foarte mari să vă scadă și vouă transfectorul. Adică, vă dați și voi seama, e și o chestie logică. Dacă tu ai un prieten care nu îți face bine și te învață numai la prostii, e clar că în timp poți să devii și tu acel om care face prostii. Deci, până la urmă, așa merge și chestia asta cu transfectorul. Oricum, ca să vă dați seama dacă cineva are transfector mai mic decât voi, o să vă apară acolo în chatul de la lobby. Adică dacă dumneavoastră auzi la mine, mă, dacă voi aveți transfectorul verde și vreți să dați start la un match cu un tip care are transfectorul roșu, o să vă avertizeze acolo în chatul de la CSGO din lobby. Bă, frate, vezi că ăsta are transfector mai mic decât tine. Acum este alegerea voastră dacă jucați sau nu. Nu vă influențează chiar așa de tare transfectorul chestia asta, dar eu totuși nu vă recomand. Adică eu pe contul main, până și cu prieteni și cu colegi de clasă care am văzut că au transfector mai mic, le-am zis, bă, frate, îmi pare rău, să schimb contul, nu pot să joc de pe contul main. Adică până la urmă am investit ceva în el și nu vreau să mi-l stric doar că vreau eu să joc cu meci de CSGO, știți ce zic? Cam astea sunt sfaturile, bă, băieți, așa un extra sfat pentru mine, mă rog, pentru voi ar fi să nu jucați cu wallhack dacă sunteți începători. Adică ați văzut că eu pe fiecare videoclip de-a meu joc cu wallhack-ul tot timpul pornit. Un sfat de-a meu ar fi, dacă nu jucați de foarte mult timp cu coduri, să nu vă băgați wallhack-uri, chestii de genul. Nu există ceamsurile sau există wallhack-ul ăla care se pornește automat când îl auzi pe inamic. Adică, practic, când cheat-ul detectează că tu ai fi putut să-l auzi pe inamic, îl vezi și prin perete. Dar nu vă recomand să jucați cu wallhack-ul tot timpul pornit, deoarece vă dați seama, când sunteți începători, nu aveți reflexele alea decodate, să zic așa, și puteți să faceți greșeli. Până și eu mai fac greșeli. Adică ați văzut în episodul de alaltă ieri că am făcut o greșeală. Era un tip acolo, eram pe DAS 2, eu dădeam raj dinspre City pe long și ăla era pe long, dar era după perete. Eu am crezut că e în fața mea și am tras un pic în el, deci puteți să faceți greșeli de genul care vă pot costa la Overwatch, desigur. Bă, băieți, cam atât a fost acest episod cu sfaturile. Dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri dacă mai vreți episoade informative de genul în continuare. Mă simt ca la știrile de la ora 5, să-mi bat picioarele, vă dau aici mari informații. Bă, fraților, dacă mai vreți episoade de genul, dați și voi acolo un subscribe neapărat și un like, pentru că nu știu dacă știți, adică probabil că mulți dintre voi sunteți și noi pe canal, dar din 10-10.000 de abonați fac câte un live stream de 12 ore. Noi acum avem 63.000 de abonați. Nu știu exact cât. La 70.000 de abonați o să facem mare live de 12 ore din nou. V-am promis, până la 100.000 o să facem live de 12 ore din 10-10.000 de abonați. După 100.000 aia, la 100.000 mai fac unul de 24 de ore așa bonus și după vedem. Bă, băieți, noi ne vedem data viitoare. Dați și voi acolo neapărat un subscribe dacă n-ați făcut-o și dacă vă place, desigur, ceea ce fac. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!